Timp de aproape 3 ore, cele mai circulate artere din Craiova au intrat în stăpânirea protestatarilor, care au mers aproximativ 10 km din centrul orașului până aproape de ieșire și înapoi în piața Mihai Viteazu. Pe toată distanța au fost escortați de jandarmi și polițiștii de la rutieră. Corupția țării acestea, care este făcută de politicieni în mare parte, țara este săracă și toate fondurile pe care le primim de la Uniunea Europeană sau de unde le primim, sunt chipzuiți prost de politicieni. Vrem să susținem, vrem să nu mai fie corupție în România, vrem să sprijinăm, să aducem tineri pe care să-i susținem noi, nu știu, tineri care să nu fie învățați de marea majoritate a politicienilor mai vechi. Vrem o schimbare oricum, de asta am ieșit în stradă. Vrem să dăm jos corupția din România, nu se mai poate. Și dacă măcar așa pașnic nu putem să dăm jos, nu vrem să recurgem la forță, pentru că nu este ceva normal să recurgem la forță. Protestul a început în centrul orașului, unde inițial s-au strâns peste 1000 de oameni. Pe durata marșului protestatarilor li s-au răturat alte 3000 de oameni. Mitingul desfășurat sub sloganul Uniți împotriva corupției s-a încheiat aproape de miezul nopții.